lovituri se pare. Da, începe acest meci, 3 reprize, 3 minute fiecare, este la categoria 77 de kilograme. Cimpoeru lupta la 70 în trecut, acum le vedem la o categorie ceva mai sus. Soare se aruncă peste adversarul Soho. Câteva lovituri puternice trimise de Soare. Și o referire la numele porecla lui Cimpoeru, Turbatu. Tocmai de aceea poate o să auziți din tribune Hai Turbi sau ceva de genul ăsta strigându-se. Da, Soare foarte determinat, vrea să lupte cu adversarul său, foarte hotărât să termine înainte de limită acest meci. L-a lovit cumva bine, s-a abținut până la urmă Cimpoeru pe Soare, acolo a vrut să lovească undeva în spate. Genunchiul lui Soare. S-a mai potolit un pic Soare, a început foarte puternic. Croșeu de dreapta a trimis de Cimpoeru. Da, schimburi de low kick-uri și o dreaptă la capul lui Soare trimisă de Turbatu, așa cum se strigă de în tribune. Hai Turbi, hai Turbi, nu mai poate, asta îi spun oamenii. Soare încasează o dreaptă de la Cimpoeru. Bună dreapta la corp. Încă o stângă bună la corp pentru Cimpoeru și bravez acolo Soare. Low kick. A încercat Soare, o lovitură spectaculoasă, Cimpoeru nu i-a oferit distanța de execuție. Schimburi de low kick-uri. Uppercut-ul lui Soare. Cuată uppercut și croșet de stânga puternic. S-a dezechilibrat, a alunecat un pic Cimpoeru. Încă o dată schimburi de lovituri între cei doi. Lovesc puternic cu uppercut-ul lui Soare. Încă o dată uppercut. Încearcă să oferă un knockout spectaculos Soare. Încearcă și din întoarcere. Bună dreapta lui Cimpoeru. Genunchiul lui Marius Cimpoeru. Low kick acum. Încă un low kick și îl dezechilibrează pe adversar. Bună, dreapta peste gardă trimisă de Soare, puternică lovitură. Încearcă un genunchi acum. Croșeu de stânga pentru Cimpoeru și o dreaptă. Soare s-a retras. Lovitură din întoarcere pentru Soare, low kick acum. Da, se încheie prima repriză. O primă repriză spectaculoasă. Ne așteaptă cel puțin încă una la fel de spectaculoasă. Vom vedea dacă vom avea și repriza a treia. Aplauze pentru cei doi sportivi. Senzațională prima repriză făcută de Soare și Cimpoeru. Să vedem cum va arăta repriza a doua. Foarte dezlănțuit Soare în debutul meciului. Low kick-ul lui Cimpoeru. Da, Soare îl invită la luptă pe adversar. Hai, vino aproape și două lovituri puternice trimise în aer de Soare. A încărcat acolo toată forța în acele lovituri Soare, dar a ratat. Și vedem pe Cimpoeru, uppercut-ul lui Soare. Midkick acum. Croșeu de stânga vine și răspunsul lui Cimpoeru. A lovit cu capul, a lovit cu capul în urechea adversarului Soare. Minus un punct. Lovituri la corp pentru Cimpoeru. Soare încearcă și el o lovitură cu brațul stâng.
dreapta, uppercut de stânga pentru Soare. Oho, dreapta din întoarcere. Două croșee pentru Soare, care încearcă cumva să-l secereze pe adversar. Încoată din întoarcere Soare. Low kick-ul lui Cimpoeru. Da, foarte bună această combinație directă cu brațul din față și croșeul cu dreapta. Genunchi din săritură bun pentru Soare. Și a împins Soare acolo, s-a lăsat peste adversar. Soare caută lovitura decisivă, multe lovituri ratate pentru el și să vedem dacă va fi la fel de proaspăt și în repriza a treia, în caz că ne ducem în a treia rundă. Uppercutul lui Soare, croșeul bun acum al lui Soare, încă unul. Lovituri peste gardă excelente pentru Soare. Repriza a doua bună pentru Soare. S-au lovit pe contra cei doi. High kick pentru Soare. Low kick acum al lui Soare, mid kick-ul lui Cimpoeru. Croșeu de stânga pentru Soare, uppercut-ul și din nou croșeu de stânga. Bună stânga lui Cipoeru, încă o dată, s-au lovit pe contra cei doi. Se duce Cipoeru, încearcă să apropie de adversar. A încercat din întoarcere adversarul său Soare la corp. Se încheie repriza a doua. Foarte spectaculoasă această luptă, foarte spectaculoasă și runda a doua. Mai avem 3 minute din acest meci. Ultima repriză din această seară, din 13-a ediție a Urban Legend. Hai să auzim aplauzele și încurajările voastre! Trei minute rămase în acest meci. Low kick puternic pentru Cimpoeru. Se apropie Soare, stânga bună, pică la podea Cimpoeru. Numărat. Continuă, s-a ridicat Cimpoeru, a fost o stângă senzațională pentru Soare, care l-a pus pe adversar la podea. Genunchi din săritură, încă o lovitură de braț puternică pentru Soare, încă o stângă. Cimpoeru încearcă să răspundă, mai încasează trei croșee, high kick acum. Rezistă Cimpoeru pe picioare, dar este numărat încă o dată în această repriză. No, nu cred că mai poate să continue cel puțin asta. Da, este benefit, semn că meciul... S-a terminat, victorie pentru Soare în această luptă cu Cimpoeru. Victorie obținută în repriza a treia. Ce meci spectaculos la care au contribuit ambii sportivi. Au fost foarte puternice loviturile lui Soare încă de la debutul luptei. Și iată, vedem un super meci, un main event. Foarte, foarte frumos în această gală Urban Legend. Învingător 13. Prin abandonul adversarului. Florin Soare! Câștigător Florin Soare împotriva lui Marius Cimpoeru. Efectuată de fondatorul și
și promotorul Urban Legend, Mihai Isop. Da, Mihai Isop îi premiază pe cei doi luptători. Patronul Urban Legend, Mihai Isop, iată victorie pentru Soare în main eventul acestei gale spectaculoase. Fost alături de noi încă o dată. Pregătim o surpriză și vă rugăm să stați aproape. O seară minunată!